No! Ia uite-l! Uite-l pe Eddie Forțosu! Pac, a venit poliția, ia vezi! Mamă, ce idee mi-a venit pentru zbâr! Fii atent, zbâr! Dă-i, 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 dă-i! Zbâr s-a dat peste cap cu mașina, băieți, și încă e în viață, mulțumim lui Dumnezeu! Uitați-vă, om nebun! Bă! Uitați-vă, om nebun, bă, e ireal! Nu cred! Oh! Oh! A venit și poliția! Gata, băieți, a rămas și Zbârlonso fără carnet. Cred că rămân singurul șofer din cartier. Este singura mașină cu trei roți care are o singură roată pe față. Doamne, deci să ai probleme mentale să construiești așa mașină. Lumea, fiecare ușă are câte o cheie. Ia. Cheia de la... Să nu ne faci tu cheie, bă. Așa îi dai drumul, așa se închide că nu mai merg. Păi după 50 de ani să moară mama, crezi și eu că nu mai merg alea. Că de fapt nu este Reliant Robin, se numește Reliant Rialto SE, pentru că este varianta break. Că era break-ul mai ieftin și n-ai avut banda aia normală. Recunoaște, zbâr. Mai râdem și noi. Arată ca mașina din Only Fools and Horses. Ia uite serialele englezesc, să moară familia. Ia uitați-vă, băi. Ăștia după aia s-au dus să bea a cup of tea and a pint at the local pub. Are un motor de 0,8, undeva pe aici scrie și seria, dar din... Atam eu la ștergătoare. Prezint interior. Ia! Interiorul știm, interiorul leopardu, mami! A avut niște huse de-astea de piele de leopardu, mami. Pus aici aftermarket, ca să semene cu mașina din serial. Ia-i mișto, mișto! Aplicația ș**a, dacă te mi-ți zici că-s de roabă, nu știu dacă mai sunt bune, dacă nu, dar... Da, astea sunt... Da, ia să... Bă, trebuie să se uite ce dot sunt cauciucurile. Chiar eram curios, cred că au 40 de ani cauciucurile alea. Mamă, ce idee mi-a venit pentru zbâr. Fii atent, zbâr. Dacă te uiți la clipul ăsta, du-te cu mașina asta la ITP. Dar du-te să faci ITP-ul ori, de fapt, la rar nu cred că te lasă să filmezi. Dar la un ăsta de ITP, gen, să-ți facă așa listă cu ce nu e conform la mașină. Chiar mi s-ar părea super tare. Și a plecat. Ah! Uite-l pe băiatul meu, ciabata! Oh. No! Bă! Samba. Reacția autentic românească, tat. Când faci un c***at, dacă nu zici samba, e degeaba. Dar câtă minte să ai? A venit trenul în gară, băieți, ia dă-napoi. Cine râde așa? Cum să râzi așa? Nu e bine? E bine? Mama, dar uite apa aia cu gunoi acolo, de seama ce puțea, paolo. Bă, e bine? Bă, da, dar nu pot să mă ridic. Hai să încercăm să ne ridicăm. Sunt în baltă, împinge mașina, bă. Aia primul, da? Trage-mă. Ia uite-l! Uite-l pe Eddie Forțosu! Hai să-mi bag! Ia uite-l! Poți, mă? Dar are și n-ar fi pus și el mâna al dracului. Lăsa pe Eddie, așa! Nu cred că ne așteptam să iar să întâmple asta. Și dacă te las acolo, la ce mai bun pedal e un sezon sol? Să suni tu la BGS? Te-ai lovit? Se scurge totul. Să sun la BGS, BGS-ul a venit de mult viața mea. Dar ce e asta? Asta cred că e claxonul cu... Asta cred că e claxonul. Da, ia vedeți evacuare, țeavă goală. Pac. Am sunat, vine acum administrația. Bine, probabil o să te iei mare amendă. Bă, să-mi bap, nu știu, vreau să ies, zici că sunt în lac. Împinge mașina pe două roți înapoi. Îmi pare rău dacă mânca sau ceva, băieți, nu e vina mea. Pac! Aoleu, stai! Hai să-mi bag! Stai puțin, stai! Dar chiar e greu de unul singur, adică... Aoleu, stai! Au, trebuie să oglinda și o să mi se spargă ăsta, cred. Hai că se spargă. Ia! Te pup! La pușcărie!
Bă. S-a adus Eddie al meu. Ce ai, mă, vorule? Care-i problema ta, a? Dacă nu l-aș cunoaște pe Eddie, parcă mi-ar fi așa un picuț frică. Stai că cred că ești din ea mai bine. Hai că ești din ea. Pă unde dracu ești, mă, mâncați? Ei nu știu cine de asta. Bă, ți-e bine că dacă îi dai drumul pică. Nu cred, chiar ai ieșit pe acolo? Ianu, atât s-a putut. Oh, mă, trebuie să-i zic lui Vlad să facă funny moments pe Scobar, neapărat. Trebuie să vină șeful Scobar. Hai să-mi bat picioarele. Dar cum ai alunecat, Jean? Dacă... Făcut stânga, are trei rost. Trei rost, frate, nu de ce. Criminal, ai zis tu. Ești bine, om? Da. Trebuia să lase și el casca în mașină, să nu pară premeditat, știți ce zic? Tragem un aer afară. Aaaa! Bă, e gata, încă n-am încă nimic, mai ai nevoie de mine? Aaaa! Eddie voia să nu-și ia fapta, știți ce zic? A lăsat poliția? Ce să fac, n-am nimic împotriva dat să plătesc, doar n-am. Ăla e spartă. Nici o problemă, ăla e spartă, îl văd și eu. Și nu-mi dau seama dacă e spart sau nu. Așa am vorbit cu administrat. Oh, oh, ia vezi. Au venit întăririle. Da, cred că trebuie să ne plătesc pe astea, nu? Da, și mi-au spus să încheiați orice activitate. Adică ce înseamnă asta? Nu mai e voie. Nu mai e voie. Încheiați orice activitate, nu mai e voie. Eu mai am voie să filmez la mine în casă, dacă întreb și eu așa de curiozitate. V-au rămas coșurile de gunoi răsturnate acolo în spate. Da, știu, pe factură. Păi nu, de la asociație, că le-am plătit. Păi o să fac curat, stai să duc mașina de acolo. Da. Doamne. Doamne, ce oameni, c***, real. Treaba e tu cu noi. Mergi. Da, logic. Spart două, bine, vrei să vă zic serios, unul era deja spart, dar am zis să zic că e spart doar ca să nu mai comenteze aia prost. Ei, și dacă era spart de dinainte, cine zic? Cine recunoștea? Cine recunoștea că era spart de dinainte? Pe bune, să fim sinceri. Da, mă, lasă, retreacă pe factură, două pupele și cinci case. Altceva? Bun, bun și vă rămiu. Vine poliția, până la urmă. Pac, a venit poliția, ia vezi. Mașina are trei. Am făcut de două ori, trei ori, dreapta n-a făcut nimic. Am făcut stânga, pam. Da, nu, a făcea, crede-mă. Nu că-ți făcea să-i stânga exact în minute o poziție, dreapta. Ce? N-are stat de jos. Ce, mă? Ok, vei să apară în vlogul ăla o întorsătură la care nu mă așteptam. Deci filmam clipul de prezentare la Reliant, v-am să-l bag în același clip cu reacțiile, dar na, aparent reacțiile nu mai au loc pe... L-a pus pe Petruț? Băi zbâr, eu cred că ai bucurii la Petruț, al meu. Băi zbâr. Că trebuie să mergem acum până la poliție. Filmam un plaj pentru video-ul ăsta. S-au dus la secție. Avem acolo filmările, filmam colajul cum mergeam. N-am mers foarte repede, sincer, spui că oricum nu merge trocare și repede. Cred că aveam 20 la oră, dreapta. Așa? Și treaba asta în felul următor. Eu am făcut o dată dreapta, de două ori dreapta, de trei ori dreapta, de patru ori dreapta. Nu s-a întâmplat nimic. După aia rare și îmi face semn vino. Pe aia am vrut să fac stânga să mă filmeze, să mă văd eu la volan când fac. Da, pentru că ai zis că unghiul ăla arată foarte bine. Exact, să mă film când pentru fac stânga. Pentru că mașina are volan pe dreapta. Exact, când fac stânga, să mă văd eu din exterior. Mm. Când am făcut stânga, mai spune-mi. Fizica nu a ținut cu mine. Fizica n-a ținut, da, așa. Și te-ai... Mm-hmm. Ce-i drept? Mă așteptam la un moment dat să se întâmple asta, dar eu plănuiam să fac asta pe circuit. Acum eu, real vorbim, chiar pierd foarte mulți bani dacă mașina nu mai merge și nu mai pot să o duc pe circuit. Da. Un clip, înțelegeți? Da, că nici n-are cine să ți-o repare. E bun, scoate Daniel o sârmă, știi cum face Daniel? S-a stricat mașina, nu mai pornește? Pac! A deschis sertarul magic. Pagă mâna sertarul magic, pac! A scos șurubul magic, Daniel, pac! Piulița, pac! Șaibă, șurub, nu știu ce. I-a făcut aici dama cu camelia, ai înțeles, pac! Și gat! A mers, a funcționat. Cineva de la blocuri sau de la administrație a chemat poliția. Și s-a și întâmplat mare lucru, dar te văd încătușat și rău ție în spatele mașina de poliție, nu în dreapta față la Taycan Turbo. Ok, deci am terminat la poliție, să vă citesc procesul verbal. Mamă, ce tare e Taycanul ăsta, îmi place de mor. De ce e vorba? Întocmit de către Ministerul Afacerilor Interne, în anul 2024, data de astăzi, agentul de la poliție a întocmit procesul verbal, exercitarea atribuțiilor de serviciu la sediul de poliție unde am fost, s-a prezentat numitul eu, a declarat în scris la data de azi, în jurul orei de 8, a fost implicat într-un accident rutier, soldat cu pagube materiale. Așa. Comune este
Ștefănești de jos, cartierul Cosmopolis, așa, fiind implicate următoarele autovehicule. 1. Vehicolul meu Reliant. 2. Două pubele de gunoi aparținând complexului Cosmopolis. A condus autoturismul ăla Reliant în incinta complexului și nu s-a asigurat la efectuarea virajului către stânga. Nu s-a asigurat? Păi el s-a asigurat viața mea, dar nu s-a asigurat că nu se dă peste cap. Care a intrat în coliziune cu două pubele de gunoi aparținând complexului Cosmopolis, provocându-le avarii. Fapt pentru care numitul eu nu a fost sancționat contravențional. Deci sta pe spate, Vărămiu. Pac! Așa a plecat. Tot nu am pățit nimic, regret fapta și o gândesc pe următoarea. N-a vorbă de duh! Regret fapta și o gândesc pe următoarea. Ia vedeți vorbă de duh, băieții mei. Oh. Hai să vedem. Dă-i! N-are nimic. Băi, n-are nimic a mașina asta. Pă bune. Prima, nu? Da! Oh! Deschide capota. Da, ești prezis la Formula 1. Aaa, păi bravo mă, i-a pus ulei înainte să urce în ea. Ia vezi, echipa de pit. E mai greu de deschis asta decât ăla de la GT3, să mor eu. Și asta se ridică. Echipa de pit de la, da, ca la Ferrari. Deci, hai, am vrut să fac o glumă, ați înțeles. Da, eu, mi-a dat creșcre. Mie, mi-a dat. Ce? Ce-am zis? Las-o așa de la mine. Asta o aveți din partea mea pentru voi. Lăsați-o așa. Scoate nasul, bagă nasul. Ușor. O punem pe asta cu șuruburi cu tot. Da. Bă! Să moară. Să pui mă aia pe Ferrari cu tot cu șuruburi. Bă, cum să... A, nu vă mai zic că am mâncat Mac pe Ferrari. Bă, i-am zis lui Zbâr de 10 ori. Bă, nu, hai să nu mâncăm, că mașina zgrie în vopsea. Da, mă, ce treabă are, mă, pune mă Mac-ul aici și mănâncă, stați să vă arăt poză. Ia vedeți chat. Cum s-a mâncat Mac pe Ferrari, ia vedeți. Pac! Unde vedem uleiul? Uleiul se vede la George. Uite-o pe aici, e titulat, vezi, uite. Bă, zici că e mecanic specializat de Reliant, Daniel. A văzut? Pac, știa unde e direct. Vă vezi unde e pitulat. Mamă, dar a sărit și apă. Păi de niște ulei și eu știu că mi-a mai rămas ceva de la schimbul de la Rolls-Royce. M-am interesat să știu unde e. Pentru că s-a pus ploaia la un moment dat și am trebuit pe cineva să-l parcheze la subsol. Nu există. Refuz să cred că omul meu va pune ulei Rolls-Royce, care e 10 milioane litru sau cât e, în trocariciul ăla. Refuz să cred. Nu, refuz să cred. Scump? Se aude? Hai să mergem. Refuz să cred, gen. Stai. Doamne! Cât e, mă? 1 liter Rolls-Royce oil. 0W30. 41 de lire. 3 milioane 2 litri. Nu, n-are cum. Trebuie să fie mai scump. N-are cum, gen. N-are cum să fie așa ieftin. Nu, mai lasă-l. Virează stânga. Viața mea conduce din mijloc. Ia uite-l mă pe Daniel. Pe cel mai mare meme de om, Daniel. Reparat tot ce trebuie. Dacă vreți să vedeți și cum merge și chiar pe circuit, dați subscribe pentru că mâine o ducem pe circuit. Până la urmă n-am renunțat la programare. Wow. Ia vei. Apropo, dacă vă întrebați, nu puteam stau cu pubelele alea pe suflet, așa că le-am cerut de la administrație. Ce mă? 1750 de lei fără TVA? No. Nu există, gen, nu există. 2082 de lei plată pubelă, nu există. Deci nu refuz să cred așa ceva.